Înțeleg. Și dumneavoastră aveți dreptate să discutăm despre asta. Dumneavoastră aveți dreptate să discutăm despre asta, să puneți astfel de întrebări, într-un motiv extraordinar de simplu. Orice organizație serioasă, după alegeri, nu? Face, vorbește cu publicul care i-a acordat votul, cu publicul celălalt care nu i-a acordat votul, prin întrebările dumneavoastră, vorbește cu alegătorii și trage niște concluzii după alegeri. Din păcate, la filiala noastră nu s-a întâmplat lucrul acesta, sau, mă rog, nu s-a întâmplat în urma unei analize din interior, și atunci e firesc ca dumneavoastră, la atât timp deja de la alegerile locale, să puneți astfel de întrebări. Foarte pe scurt, am să vă spun doar atât. Ceea ce s-a întâmplat în această campanie, în campania care a trecut, rezultatul obținut de filiala PNL Brăila nu este rezultatul doar a campaniei, doar a activității din timpul campaniei. Dacă vreți, scorul obținut la niște alegeri, de orice fel, sunt oglinda activității unei organizații pentru o întreagă perioadă de timp. Vorbeam despre candidați, nu mai există, noi discutam chiar în interiorul partidului, candidații providențiali, nu? Cum a fost domnul Ciclu, care a câștigat, dar care fusese directorul unei mari instituții din Brăila, unei mari unități, fusese 50.000 de oameni, avea o mare notorietate, făcuse lucruri pentru oameni și atunci era firesc. Acești oameni, din păcate, așa cum arată societatea astăzi, ei sunt din ce în ce mai puțini. Liderii, candidații, nu apar peste noapte, ei trebuie crescuți, ei trebuie promovați, iar asta trebuie să fie obiectivul principal, sau printre obiectivele principale ale unei organizații. De asemenea, oricare organizație trebuie să aibă ca obiectiv crearea unor structuri, astfel încât mesajele și dinspre cetățeni către cei care urmează să îi reprezinte în Consiliul Local sau în Parlament să vină foarte ușor, dar și mesajul de la cei care candidează sau cei care reprezintă cetățeanul să meargă către societate. Noi vom avea o analiză foarte serioasă și pragmatică în interiorul organizației. Dar o vom face în interiorul organizației, iar în afară, către public, printre dumneavoastră, vom comunica concluziile și direcțiile pe care o să mergem, sub nicio formă, în niciun caz, nu ne vom spăla rufele în familie. Din ceea ce s-a întâmplat, trebuie doar să greșim. Nu trebuie să căutăm public. Iertați-mă, în public. Din ceea ce s-a întâmplat, trebuie doar să învățăm, trebuie doar să tragem concluzii, să întrebăm, să îndreptăm ce a fost eronat. Nu căutăm vinovați, nu asta trebuie să facem. Eu, dacă vă aduceți aminte, am o declarație după ce Biroul Politic Național mi-a acordat acest mandat și am spus că am un singur obiectiv, să construim o echipă cu toții. Sigur, sunt oameni care nu știu să joace în echipă, preferă sporturile individuale, nu e niciun fel de problemă și acele sporturi trebuie să existe, dar când vorbim despre activitatea unei organizații, aici vorbim de activitate în echipă. Organizația, în forul ei statutare, a desemnat niște candidați care să ne reprezinte și ei vor fi vânt de lanci în această campanie pentru parlamentare, dar nu este campania lor, este campania întregii organizații, fiecare membru trebuie să se implice în asta. Niciodată o organizație sau un candidat mai bine zis, nu pierde singur, niciodată un candidat nu are cum să câștige singur. Dacă vreți, din experiențele proprii trăite în campanii, am învățat foarte multe și în primul rând am tras o concluzie. Dacă nu îi strângi pe toți, dacă nu reușești să iei pe toți lângă tine, trăgând în aceeași direcție, implicați în aceeași campanie și să facem din obiectivele fiecăruia un obiectiv comun, nu avem nicio șansă. Cred că experiența mea, faptul că eu am spus din prima că nu voi candida și voi încerca să asigur un echilibru, să construim, să fiu cel care îi așează pe toți colegii la masă și încearcă să le liniștească fiecăruia, eu știu, temerile, să le lămurească nemulțumirile. Asta voi încerca să fac. Și voi fi în spatele colegilor mei, sprijinindu-i cu tot ce pot, încercăm să fiu un exemplu pentru ceilalți colegi de organizație, care trebuie să înțeleagă că trebuie să ne implicăm cu toți.
Deci eu am înțeles că v-ați asumat toate greșelile campaniei trecute cu referire și la atacul de presă și asta. Păi dacă eu vorbesc cu atacurile de presă, îi vorbesc și după fac. Despre? Despre atacurile pe care le-am suferit noi, pentru că voi v-ați luat în campania trecută cu noi, nu cu adversarii politici. Anumite reacții ale unor colegi, dacă vreți, eu le-aș înscrie tot aici, într-o lipsă de coordonare. Fiecare vorbește de capul lui, opiniile personale pe care fiecare și le exprimă trebuie să și le asume. Nu poate vorbi oricine în numele organizației, pentru că așa e corect. Sigur că acei colegi care au astfel de opinii nici nu ne fac cinste, ne și obligă în fața dumneavoastră, nu, să vă cerem scuze, deși ceilalți membri ai organizației nu au nicio vină. Cred că până la urmă sunt oameni maturi, cei care fac astfel de greșeli și trebuie să și le asume. Nu? Și cred că sunt primii care trebuie să ceară scuze. Pe unii am văzut făcând asta, alții, mă rog, poate nu consideră că au greșit.